Declarația mea politică de astăzi este: televiziunea publică trebuie să transmită mai multe informații despre românii din afara frontierelor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, până la apariția primelor informații colectate în cadrul recensământului populației, nu ne rămâne decât să dăm crezare evaluărilor aproximative care spun că peste 4,5 milioane de români muncesc și trăiesc în străinătate, majoritatea covârșitoare căutând o viață mai bună în statele Uniunii Europene sau în Marea Britanie. Chiar dacă raportat la populația totală a țării noastre, vorbim de aproape un sfert dintre români, informațiile despre viața lor, despre dificultățile pe care le traversează și despre motivele care i-ar determina să se întoarcă acasă sunt extrem de puține. Poate că pentru mass media privată aceste informații nu sunt de interes și nu produc audiență, aspecte care țin de autonomia și capacitatea de autofinanțare a presei private. Însă mi-este greu să înțeleg de ce posturile publice de radio și de televiziune acordă spații foarte largi unor emisiuni irelevante, iar pentru românii din diaspora foarte puțin și foarte rar. Stimați colegi, de ce ar fi nevoie ca la radioul public și la televiziunea publică să avem mai multe informații despre românii din diaspora? Pentru că fiecărui român plecat în străinătate îi corespunde în România cel puțin o familie care îi aduce grija. Părinții care așteaptă vești de la copii, copii care își pun întrebări despre situația părinților, bunici care ar putea să afle mai ușor ce se întâmplă în țară în care muncesc nepoții și copiilor. Stimați colegi, am decis să deschid o amplă campanie de evaluare a modificării legislației, astfel încât Societatea Română de Radiofuziune și Societatea Română de Televiziune să rezervă o parte din spațiul de emisie informațiilor și emisiunilor în care să se reprezinte și să analizeze problemele cu care se confruntă românii din afara frontierelor țării. Românii din țară au dreptul să afle ce se întâmplă cu frații, surorile, copiii și părinții lor. Acest lucru se poate realiza de către posturile publice de radio și televiziune cu un efort minim, pentru care sunt finanțate din impozitele plătite de noi toți. Vă mulțumesc, deputat Valentin Făgărășan.